Salut! În episodul de astăzi o să-ți prezint 9 idei de obiceiuri bune pentru un muzician care te pot ajuta să devii mai bun mai repede. Toate aceste idei fac parte din așa zisul lifestyle al unui muzician, iar dacă vrei să obții succesul pe care îl visezi, trebuie să urmezi cât mai multe dintre ele. Fii atent! Numărul 1. Studiază. Probabil ți s-a spus asta în nenumărate rânduri și știi că trebuie să faci asta, dar este o mică diferență aici. Când eram mici, ni s-a spus studiază fără să ni se explice de ce studiem și pentru ce. E foarte important să fim conștienți atunci când studiem un pasaj, un fragment, de ce îl facem așa și nu altfel. Poate să încercăm și alte variante, variațiuni și așa mai departe și până la urmă să decidem cea cu care rezonăm cel mai mult și care ne scoate în evidență skill-uri. Dacă vei alege să faci asta și să studiezi cât mai conștient și atent pe detalii, vei depăși din start nivelul mediocru, nu vei mai fi doar un robot care citește partituri și vei deveni din ce în ce mai profi. Ok, după ce ai petrecut o bună parte din sesiunea de studiu foarte focusat, a venit momentul să te relaxezi, să te joci și să explorezi. După părerea mea, joaca este cea mai puternică metodă prin care îți poți dezvolta creativitatea. Indiferent de genul muzical pe care îl abordezi sau de instrumentul la care cânți, încearcă să personalizezi cântecele pe care le știi deja sau cele pe care vrei să le înveți de la radio sau de la televizor. Încearcă să fii cât mai creativ, ai încredere în ideile tale, explorează și ori de câte ori ai ocazia să cânți în public, expune toate aceste idei. Sunt convinsă că o să prindă și vor avea succes la cei care te ascultă. Numărul 3. Cântă cu vocea melodiile pe care le cânți la instrument. Știu, poate nu-ți place vocea ta, sincer, acum un secret, nici mie nu-mi place vocea mea, dar totuși eu cânt în continuu. E foarte important să cânți, chiar dacă nu, repet, nu-ți place vocea ta, pentru că în momentul în care cânți cu vocea, ți se imprimă mult, mult mai bine în subconștient, în creier, în urechi și în tot corpul, linia melodică și altfel o să poți să o transmiți către public. 4. Învață. Cea mai bună metodă pentru a evita stagnarea și pentru a te dezvolta este învățarea. Învață continuu, nu te opri niciodată din a învăța ceva nou. Învață tehnici noi, stiluri de muzică noi, instrumente noi sau poate chiar să-ți produci propriile cântece. În acest fel, te asigur că vei crește și te vei dezvolta atât ca muzician cât și ca ființă umană. 5. Și una din activitățile mele preferate. Citește! Fă-ți obiceiul de a citi oricât de ocupat spui tu că ai fi. Există întotdeauna măcar 5 minute pe zi. Poți citi despre istoria muzicii, despre artiști, despre biografia ale acestora, dar nu te limita doar la ceea ce ține de muzică. Ai putea la fel de bine să-ți găsești inspirația atât în romane polițiste sau istorice. În general, tot ceea ce ține de oameni sau povești de viață poate fi o sursă de inspirație pentru următorul tău cântec. 6. Ascultă. Muzica nu e doar despre cântat, ci și despre ascultat. Și aici mă refer la a-ți asculta propriile interpretări. O metodă extrem de practică și de utilă este să te înregistrezi și apoi să te asculți. Știu, nu e întotdeauna plăcut să-ți auzi greșelile, pentru că probabil vor fi câteva, dar este foarte, foarte transparent. Îți dai seama exact ce știi, ce nu știi și ce trebuie să îmbunătățești. Îți sugerez aici să încerci să dai puțin la o parte spiritul critic pe care probabil îl ai, pentru că scopul este să îmbunătățești și nu să distrugi încrederea în tine. 7. Încearcă să rămâi cât mai conectat cu ceilalți. Surprinzător, dar există foarte mulți artiști, muzicieni, care sunt introvertiți. În cazul în care și tu ești unul dintre ei, vreau să-ți spun că trebuie să faci ceva în privința aceasta cât mai repede. Chiar dacă îți place să cânti tu pentru tine singur acasă, este musai, dacă vrei să devii un muzician cunoscut și de succes, să înveți cum să te exteriorizezi. Pentru mine personal, atunci când cânt în fața unui public, totul capătă o altă dimensiune, indiferent câți oameni s-ar afla în fața mea. De aceea, încearcă să fii cât mai prezent în lumea muzicală, în lumea artiștilor, a muzicienilor, și mai mici și mai mari, începători sau profi, pentru că de la fiecare dintre ei poți învăța câte ceva și apoi să aplici în viața ta și în cariera ta. Numărul 8. Meditează. Știu că poate părea ieșit din contextul a ceea ce am spus până acum, dar nu e chiar așa. De ce? Pentru că, pentru a-ți feri mintea de gânduri negative care te pot duce departe de visurile tale, e nevoie să ai o minte liniștită. Și cum poți face asta? Prin relaxare, meditație și deconectare. Te poți folosi aici de meditația ghidată sau de muzică specială pentru meditație, pentru relaxare. Pe toate le găsești gratuit pe YouTube. Numărul 9. Cunoaște-te pe tine însuți.
Să te cunoști pe tine, cel care ești cu adevărat, începe prin a te observa din exterior, să-ți observi gândurile fără a le judeca. De exemplu, știi cu adevărat ce muzică îți place să cânti? E adevărat, poate să-ți placă mai multe genuri, să le asculti, chiar să le cânti, dar dacă ești puțin atent, vei observa că este un anumit gen muzical cu care rezonează sufletul tău și întreaga ta ființă atunci când îl interpretezi. E bine să-ți cunoști acest gen muzical, pentru că atunci când îl vei cânta, vei observa că stârnești cele mai multe reacții pozitive în jurul tău. De ce? Pentru că vibrează întreaga ta ființă cu acele piese și atunci e bine să plusezi în acea direcție. În concluzie, ce vreau să spun? Muzica nu este doar o înșiruire de melodii de note pe portativ. Muzica este un adevărat lifestyle, iar dacă faci parte din lumea artiștilor, a muzicienilor, este bine să începi să practici cât mai multe dintre obiceiurile pe care ți le-am recomandat, pentru că îți garantez că te vor duce către succesul pe care îl visezi mult mai repede și mult mai sigur. Îți doresc mult succes și ține aproape către episodul următor!